Ești incredibil de sociabilă, inteligentă și persuasivă, știi cum să găsești un teren comun cu oricine, știi exact cum să aduci oamenii de partea ta și să folosești cu ușurință farmecul deosebit pentru propriul tău beneficiu. Frumoasă și diplomată, în discuții învingi cu ușurință pe interlocutori. Cu toate acestea, ești suficient de flexibilă pentru a te adapta oamenilor și circumstanțelor, dacă obiectivele tale o impun. Tu pari să ai un punct de vedere propriu asupra oricărei probleme. Cu toate acestea, interesul tău principal se află în sfera organizării sociale, iar în afirmațiile tale pe acest subiect, poți apărea atât ca un critic moale, cât și ca rebel definitiv. Ai o minte plină de viață și o limbă ascuțită? Rareori lași pe alții în întuneric despre opiniile tale personale asupra unui anumit subiect. Problema este însă că, la fiecare câțiva ani, și chiar câteva săptămâni, opiniile tale se pot schimba și apoi ascultătorii de ieri își deschid gura cu uimire, fără să știe cum să reacționeze la o astfel de schimbare. Deși ai ceva de spus despre fundațiile publice, mai ales că poți fi în centrul atenției publice, preferi o rezervă rezonabilă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: flexibilitate, dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de frumusețe, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru incapacitatea de a separa principalul de secundar și de promiscuitate. Ești un extrovertit pronunțat. Tu poți negocia cu aproape oricine, ești foarte fermecătoare, inteligentă și plină de resurse. Îți folosești carisma pentru a-ți găsi prieteni și a face contacte utile. Ești diplomată, blândă și, dacă este necesar, câștigi cu ușurință orice dispută, ca vorbitor natural. Dacă situația o cere, te adaptezi destul de ușor la orice cerințe și condiții și, dacă este necesar, te supui cu ușurință. Încercările altora de a pătrunde în secretele vieții tale personale, de obicei sunt întâmpinate cu indignare. Concluzia este că permiți doar atunci când o dorești și doar ceea ce vrei să spui. Tu poți da impresia de om deschis și accesibil, dar această ipoteză se poate dovedi a fi eronată. Pentru tine comunicarea nu este un dialog, tu o vezi ca pe o cale de a-ți exprima propriile gânduri și idei către lume. Prietenii și rudele sunt uneori sortite să asculte nu numai declarațiile puternice, ci și criticile nemiloase și chiar sarcasmul, mijlocul tău preferat de autoexprimare. Mult mai des, te poți asocia mai degrabă cu proletariatul decât cu clasa privilegiată. Luptătoare prin natura ta, te simți într-o luptă ca peștele în apă. Din păcate, uneori îți lipsește obiectivitatea. Ești strălucită de fluentă în vorbire și știi cum să câștigi simpatia publicului. Atitudinea ta atentă,
filozofică față de ceea ce se întâmplă atrage invariabil pe alții. Tu trăiești într-o lume a ideilor și, de cele mai multe ori, idei la o scară globală. Cu toate acestea, dacă este necesar, nu-ți va fi dificil să te concentrezi asupra celei mai presante probleme. Împrăștiat în lumea ta, rareori plutești la suprafață pentru a face treburi de rutină, cum ar fi, de exemplu, scoaterea gunoiului sau spălarea hainelor. Poți fi din cele ce așteaptă ca un serviciu social să aibă grijă de tine. Deși uneori influența ta asupra altora pare a fi negativă și chiar destructivă, tu servești ca un fel de conduită pentru acele idei și tendințe care sunt suprimate în alții, furie, indignare, chiar cruzime. Cu toate acestea, ar trebui să eviți tonul dictatorial, să încerci cât mai mult posibil să dezamorsezi situația nefavorabilă care se dezvoltă în jurul tău. În acest sens, un simț sănătos al umorului poate juca un rol important. Te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești plină de viață, ești logică și populară. Iubești misterul, prin urmare în jurul tău există întotdeauna o ceață groasă și subevaluare. În același timp, tu nu devii izolată în sine, ci ești activă și luminoasă din punct de vedere social, lăsând în același timp o rezervă pentru interpretarea cea mai neașteptată a imaginii. Cum afectează data de 24 mai soarta ta? Asupra fiecărui eveniment ai opinia ta. Ești foarte interesată de structura sistemului social? Discutând despre acesta, poți manifesta un dezacord clar și o condamnare. Mintea ta ascuțită, combinată cu elocvența, nu oferă prea multe șanse adversarilor să găsească contraargumente potrivite. Cu toate acestea, opiniile tale se pot schimba drastic în direcții opuse într-o perioadă destul de scurtă de timp, ceea ce nu te împiedică să le aperi cu aceeași convingere. Uneori îți restrângi nevoia copleșitoare de a vorbi despre sistemul social actual, arătând bunul simț și o parte rezonabilă a instinctului de autoconservare. Îți păstrezi viața personală în spatele a șapte lacăte, protejând-o cu atenție de ochii curioși. Îți controlezi întotdeauna cuvintele, exprimând doar ceea ce consideri necesar. Aspectul tău deschis, plăcut este destul de înșelător. Scopul comunicării tale cu oamenii este anunțarea gândurilor tale despre evenimente și idei reale, despre posibilitățile dezvoltării viitoare. Interlocutorul tău este adesea supus criticii și ridiculizării nemiloase, ceea ce duce la o actualizare regulată a cercului tău de cunoștințe. Tu ai tendința să sprijini partidele politice care reprezintă straturile inferioare ale populației. Participarea la lupta politică este în deplină concordanță cu natura ta rebelă, aducându-ți în viață evenimente semnificative și un sentiment de libertate. Ai talent oratoric și ești capabilă să câștigi cea mai mare parte a audienței. Perspectiva ta profundă asupra esenței problemei trezește încrederea ascultătorilor și le atrage atenția. Ești plină de idei despre îmbunătățirea stilului de viață existent și, adesea, proiectele tale sunt ambițioase. Dar, dacă este necesar, ești pe deplin capabilă să te concentrezi asupra unei probleme urgente minore. Viața ta turbulentă socială îți copleșește toate gândurile și treburile tale zilnice. Spălatul sau gătitul par a fi treburi prea nesemnificative pentru tine să-ți răpească timpul și atenția. Adesea transferi aceste responsabilități către alte persoane sau recurgi la servicii private. Se pare că ai un efect devastator asupra vieții celor din jurul tău, dar este doar o reflectare a evenimentelor negative care au loc în jurul tău. Tu ar trebui să renunți la tonul mandatoriu în comunicarea cu oamenii asemănători și să te abții de la presiuni excesive asupra lor. O atitudine mai ușoară față de viață te va ajuta să privești lumea dintr-un unghi diferit și să găsești cuvintele potrivite la momentul potrivit. Dragoste și compatibilitate. Preferind mintea asupra emoțiilor, ești totuși un romantic incurabil. Te îndrăgostești ușor de propria ta idee de dragoste și de multe ori ignori persoana în realitate. Vrei să-ți petreci viața cu o singură persoană, dar în același timp depui eforturi pentru libertate și independență și,
De obicei, această dorință prevalează asupra dorinței de dragoste și afecțiune. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Locuri de muncă și carieră. Ești destul de interesată de problemele sociale și poți fi inclusă în partide politice. Ești mai aproape de poziția rebelă, deoarece îți place să critici, să-ți demonstrezi mintea și simțul umorului. Sarcasmul este unul dintre remediile tale preferate, pe care îl impui fără rușine rudelor și prietenilor. Aproape întotdeauna împărtășești în mod deschis opiniile tale asupra structurii sociale și stigmatizezi violent rănile societății. Dar punctul tău de vedere se schimbă adesea, uneori odată în câțiva ani, și uneori chiar odată pe lună, ceea ce în cele din urmă provoacă confuzie și îndoială în fiabilitatea ta. În ciuda sociabilității tale și a dragostei de a discuta despre politică, viața ta personală este tabu. Imaginea unei persoane deschise și accesibile nu este altceva decât o mască. Se întâmplă să percepi comunicarea nu ca un dialog, ci ca un monolog al propriei persoane, pentru a împărtăși punctul tău de vedere cu lumea. Nu este ușor pentru prietenii și colegii tăi, pentru că trebuie să suporte ridiculizarea și sarcasmul, precum și monologul frecvent. Cel mai adesea aperi interesele celor mai săraci. Tu iubești lupta și opoziția, este elementul tău, dar adesea tu păcătuiești cu subiectivitate excesivă, deci este important ca tu să alegi un patron puternic printre politicieni și să lucrezi în echipa sa. Sănătate și boli. Nu ar trebui să fii excesiv de împovărată de îngrijorările legate de bunăstarea societății. Punctul slab al organismului tău este sistemul nervos. Ești foarte sensibilă și adesea riști să-ți provoci o defecțiune nervoasă. Dorința de a te retrage, de a găsi o scuză plauzibilă pentru a dispărea în general, poate fi o manifestare a unui început sănătos. Prin implicarea în munca în folosul comunității, cel mai adesea sfârșești prin a alege un refugiu sub orice pretext, deoarece nu poți tolera munca enervantă. Perioadele de singurătate pot într-adevăr să te recupereze. De asemenea, mobilitatea și activitatea ta devin cauza majoră a leziunilor. În special în această privință, brațele și umerii suferă. Este mai bine să nu fumezi și să dormi suficientă de cel puțin de câteva ori pe săptămână, deși rutina ta zilnică rare ori permite un astfel de lux. Gătitul este o activitate extrem de benefică pentru tine. În ceea ce privește dieta, diversitatea și experimentele cu bucătăria popoarelor lumii ar fi utile. Soarta și norocul. Ești impulsivă și ușor excitabilă. Ambițiile tale prevalează uneori asupra rațiunii. Deși ești practică,
Câteodată faci lucruri mărunte, uitând de principalele lucruri în viață. Uneori ai tendința de a obține profit pe termen scurt, pierzând mult, fără a observa principalele obiective valoroase. Nu mai ai uneori răbdarea să-ți îndeplinești planurile până la sfârșit. Sănătatea ta este puternică, dar trebuie să poți să te relaxezi și să te odihnești. Vibrațiile și poziția planetelor sunt de așa natură încât ai toate șansele de a-ți face viața fericită, dar este nevoie de autoreținere rațională în ceea ce privește plăcerile și excesele fizice. Sfaturi pentru tine. Încetează cu viteza frenetică și cu pretențiile care îi extenuează pe ceilalți. Învață să controlezi ceea ce spui despre alții și să fii mai puțin moralistă. Fii mai credincioasă prietenilor. Evită să faci declarații la nivel înalt. Trăiești în propria lume separată și rar cazi la pământ. Trebuie să încerci să rămâi pe margine pentru a nu deveni dictator domestic, să glumești și să râzi mai des, recurgând nu la sarcasmul preferat, ci la un umor amabil. Uneori fă o pauză pentru a-ți regândi scopul în viață și pentru a înțelege ce fel de rezultate încerci să obții. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază.